face dragoste, un bărbat poate să mă sensibilizeze, este un animal. Și da? Ce ar trebui să facă, după părerea ta, un bărbat? După ce face dragoste, ca să demonstreze că nu e un animal. Nu știi. Păi nu știi. Dar în aur te simțeai bine. Așa și ce? Erai fericită, gemeai de plăcere. Și ce? Dacă poți să fii fericit prezent de 2 minute și să-ți dai seama că asta nu schimbă nimic. Dar ce vrei tu să schimbi? Uite totul și imediat. Nu pot să schimb totul. Ba uite că pot. Ba nu pot. Ba uite că pot. Hai să vezi, hai să vezi cum pot. Nu pot. Hai să vezi cum pot. Nu pot. Ei, uite, o să vezi. Nu pot. Uite, o să vezi cum pot. Eu să schimb tot, tot, tot. Ba uite că pot. Știm și noi 2 minute? Hai, mă lași. Hai, vină în brațe. Hai, ia mâna de pe mine. Hai că o să-ți fie bine. N-ai cum să schimbi niciodată totul. E foarte bine că te iubesc. Hai. Ei văzut pe porcii ăștia? Nici eu nu se uită la noi. O, da. Și unde mergi? La Carson. La Carson? Da, la Carson. În orice caz, porcii ăștia le tratează ca și cum am venit niște borne kilometrici. Deși dacă s-a venit să mă gândesc, ei acordă mai mult atenție bornelor, înțelegi? Alea măcar indică ceva. Erau. Da, ai zis că ai făcut o glumă? Da. Și ce faci la Carson? Mă duc să-l văd pe taică-miu. E locuiește la Carson? Da, locuiește la Carson. E cam departe Carson. Nu o să dea nimeni până la casă. Eu mă duc până în Kent stau. Eu stau în direcția opusă. E sigură? Ce chestie? Cineva mi-a spus că e în direcția asta. Nu, e în celălalt sens. E în celălalt sens. Mm-hmm. Dar în orice caz, așa cum pot să mă duc la Kent stau, cred că pot să mă duc și la casă, nu? E cam departe casă, dar n-am fost niciodată la casă. Nici eu n-am fost. Nici tu? Te deranjează dacă vin cu tine? Nu, de ce să mă deranjeze? Vrei să te culci cu mine? Unde? Ții mai departe de șosea. Îmi place să fac dragoste printre pietre. Se poate și în picioare. Îmi place să fac dragoste în picioare. E foarte bine în picioare. Uite, nu-mi place mie. Îmi place să fac dragoste în picioare și să uite cineva la mine. Și dacă se uite cineva la mine, care e problema? Îmi place mie. Dar în orice caz ne îndepărtăm destul de mult, nu o să se uite nimeni la noi. Suntem în deșert, oricât de mult ne-am îndepărtat, tot ori să ne vadă și ori să ne claxoneze. Și dacă ne claxonează, acum ce? Îmi place mie să fiu claxonată de camionagii. Bine, 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 o facem la Carson. Da, la Carson e altă poveste. Cum te cheamă? Jane. 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 Să știi că tot ceea ce mi-ai spus Jane înseamnă foarte mult pentru mine. Faptul că ai acceptat să te culci cu mine. Sunt fete care n-ar fi acceptat. Tu ai zis da? Da. Chiar dacă nu o să te mai curci cu mine la Carson, tot ceea ce mi-ai spus înseamnă foarte mult. Da.
E, de ce să ne mai culcăm împreună când ajung la casă? Stai așa. Opa. Păi răzgândit? Nu. Nu. Păi cât crezi că facem până la casă cu mașina? 3 sau 4 ore. 3 sau 4 ore? Da. Asta înseamnă că până la apusul soarelui noi suntem într-un pat. Moale, nu? Uh-huh. În cameră răcuroasă. De ce a trebuit să urci până aici? Pentru că de aici se vede mai bine. De aici se vede mai da, bine. Da, uite, de aici se vede mai bine. Și dacă vrei să știi și tu anul trecut sunt a fecioare acolo, de uite, exact aici, la tehnică medicală. La tehnică medicală? Da. Și tu crezi că sunt a fecioare e abonată la tehnică medicală? Că trebuie să-și facă preparație totală de dinți, nu? Deci, și o să-și facă apariția asta tot la tehnică medicală. Dacă nu aș și o zi după înălțare vorbește așa, eu sunt pe domnul Del. Sunt pe domnul Del. Da, sunt pe domnul Del. Ți-a dat domnul Delphi să vii la tehnică dentară? Ce mi-a dat? Să o vezi pe Sfânta Fecioară? Dar nu e treaba lui. Nu e treaba lui. Nu, nu e treaba lui. Să faci un traseu de 400 de kilometri, nu e treaba lui. Bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu. Să faci un traseu de 400 de kilometri cu un copil care e al lui, în pântă celălalt tău nenorocit, nu e treaba a lui. A venit să o văd pe Sfânta Fecioară, ce nu înțelegi? Ți-a dat el permisiunea să vii să o vezi păi pe Sfânta Fecioară? Da, a venit și acum sunt aici și o aștept, gata. Niște apă, Billy, te rog. Să-ți dau apă. Da, să-mi dai și mie niște apă, te rog. Era treaba mea să iau apă? Nu știu, întreb și poate că domnul Delphi ți-a spus să porți întotdeauna la tine o sticlă cu apă. Nu. Domnul Delphi nu mi-a zis să port la mine tot timpul o sticlă cu apă. E, uite, în orice caz, mie mi-este sete. Asta e bună. Te-ai gândit tu să faci un traseu de 400 de kilometri și te-ai gândit tu să nu-ți iei apă. Da. E adevărat? Da. Te-ai gândit că o să-ți dea Sfânta Fecioară apă, da, nu? Da, uite, mă aștept cu un bax de Aqua Carpatica. Filipe, pune, mi-e sete. Dar ce șteaptă cu un bax de Aqua Carpatica? Filipe, mi-e sete, te rog frumos, dă-și mie niște apă. Ia uite-te un pic în jos. Uite în jos. Nu, mai jos, un pic, mai jos. Hai, nu pot să mă plec, dar și mie din apa ta, te rog. Mulțumesc, Billy! Mă vreau să te auzi când nu mulțumesc. Toate astea am putut să frumos. Ia uite-te în jos. Dar dacă vrei să știi și tu, unde suntem noi acum aici, a fost anul trecut pentru prima oară Sfânta Fecioară. Și de față au fost doar trei femei care au văzut cu ochii lor. Cunosc cazul, să știți că s-a scris în ziar. Și toate trei erau niște prostituate. Erau femei, Billy. Înainte de toate erau femei. Nu. Prostituatele înainte de toate nu sunt femei. Prostituatele sunt prostituate. Ce-mi place mie la tine, Billy? Ce-ți place ție la mine? Că ai un suflet blând și că ești tu cel ca zahăr. Ia spune, lucrezi de mult pentru domnul Delphi? Mă întreb dacă lucrezi de mult pentru domnul Delphi. Da, te întreb dacă lucrezi de mult pentru domnul Delphi. Nu e treaba ta, stai tu liniștit. Nu e treaba mea. Vezi că te bate soarele, așa mi-i plăsit. Nu vreau să mă bate gestul de soare. Stai liniștit. Foarte bine. Atunci nu te învârti, trebuie să-mi iei și mie un sandwich. Eu nu sunt obligat să-ți iau ție sandwich, nu sunt obligat nici să-ți dau apă, nici să te șterg la gură sau să spun toate prostiile pe care le debitez. Păi și tu puțin mai grijuliu, mobilică, sunt și eu o femeie gravidă, totuși. Nu, tu nu ești o femeie gravidă. Ba da. Nu, tu ești o prostituată gravidă.
ești un bou, Billy, iar un bou mare ca tine nu poate să priceapă mare lucru. Știi, mă, boule, că eu sunt virgină? Poftim? Da, sunt virgină. Cum poți să pretinzi că ești virgină? Pentru că sunt virgină. Pentru că ești virgină. Da, pentru că sunt virgină. Adică tu porți copilul domnului Delphi la tine în context și tu în același timp pretinzi că ești virgină. Da, porți copilul domnului Delphi, dar domnul Delphi nu m-a atins niciodată. Nu te-a atins niciodată. Nu. Păi și cum ai intrat mormolocul acolo? Bine, iartă-mă, tu știi ce e aia mamă portoză? Da, știu ce e aia o mamă portoză. În caz nu mă interesează ce iau mamă portează. Și dacă nu te interesează, atunci de ce te ții tu la tot pasul după mine? Că mă plătește domnul Delphi, să am grijă să nu... Eee, ia uite, plătește domnul Delphi, domne, pe domnul Billy îl plătește domnul Delphi. Exact. Și cât îl plătește domnul Delphi? Da, dar pe tine cu cât te plătește să-i ții acolo mormorocul? 100.000 de dolari. Cât? 100.000 de dolari. Tu faci 100.000 de dolari în 9 luni. Da. Și mai pretinzi că nu ești prostituată. Da, jur pe Sfânta Fecioară că nu m-a atins nimeni niciodată și tocmai din cauza asta am și putut cere prețul ăsta, pentru că sunt virgină. Pentru că ești virgină. Da, pentru că sunt virgină. Și domnul Delphi și cu doamna Delphi își doreau pentru copilul lor o mamă portoză virgină și mamele portoze virgine sunt puțin mai scumpe decât cele obișnuite. Pricep și tu? Și atunci cum a intrat copilul ăla la tine în pânte? Că doamna tine din Sfântul Spirit și să-ți bagi cu mâna lui fetus acolo în pânte. Primim seminarea artificială. Artificială. Și ăla nu-mi deschid restaurant, ca să știi. Seminarea artificială din părți. Bibi, tu ești puțin înapoiat mental, iartă-mă, tu ai auzit vreodată în viața ta de procreație in vitro, procreație neprubetă? Nu. Eu nu am auzit de procreație in vitro, procreație neprubetă. Eu nu cunosc decât procreație pe cale naturală. Bine, măi, procreație pe cale naturală. Nu te smici mie un sandwich, te rog, nu-ți mai. Ce e? Ce? Sandwich-ul cu ce e? Carne de pui. Îmi place carnea de pui, mi se face greață. Du-te tu să-ți iei cu ce vrei și lasă-mă pe mine în pace atunci. Billy, nu mai fi așa prost, că știi bine că-mi place de tine. Îți place ție de mine? Da. Uite, o jucărie chită, ce frumos. Foarte tare chiar. Au venit-o să vadă Marile Mare. Organiza chiar și o chermeză. Mi se pare ridicol, sincer.
Dar de ce poartă să vadă marile mare? De ce nu? Dar să știți că la noapte vor fi și focuri de artificii. Vreți să fotografiați și focurile? Marele, da. Dar sunteți plătit bine? Dacă reușește să le vândă... Păi mă gândesc că poate vinde și copurile. Nu? Poate vinde, dar spuneți-mi, de unde știu că fluxul o să fie mai înalt decât aici, decât acolo jos în port? N-a știut. A căutat un colț de ieșit de faleză, zic eu. Da, dar colțul ăsta de faleză este al meu și nimeni n-are dreptul să se apropie de el în absența mea. Dacă nu mă crezi, poți să mergi să întrebi pe sat, pe cine vrei. Și nici nu vreau ca Marile Marie să fie fotografiate. Ai înțeles? Și n-ai plecat încă? Nu. Păi să știi că dacă nu pleci, eu o să te arunc în mare. Cum te cheamă? Ce fel de întrebare este asta? Ce nici măcar nu ești frumos. Dar un fotograf n-are nevoie să fie frumos. Ești urât și aparatul tău de fotografiat este și el urât. Eu nu înțeleg cum vrei să fotografiezi Marile Marie cu un aparat atât de urât. Eu zic să pleci, că altfel îți arunc aparatul mare. Și pe mine? Și pe mine. M-ai mai întrebat odată cum mă cheamă? Nu mai răspuns. Marile Mare. Nu știu, poate. Marile Mare, ce să vă zic, degeaba le așteptați. Ce sunt Marile Mare? Da, e adevărat. Cine am voie să le puteți? Eu sunt Gerard. Eu sunt Gerard. Tu ești Gerard. Numele tău este la fel de urât precum aparatul tău de fotografiat. Câți ani am? Și dacă vrei să știi, noi doi deja am trăit împreună. Cum? Da, am trăit împreună. Oricum nu sunteți în stare să înțelegeți nimic, că doar ați venit să fotografiați Marile Mare, nu? Spuneți-mi, dacă vă las să mă fotografiați, după aceea plecați? Artificiile? Puteți să le fotografiați, dar pe mine, dacă vă las să mă fotografiați, după aceea plecați? Nu pleci până când nici cu gleznele în apă. Nu pleci până când nici cu gleznele în apă. Dar să știi că nu așa se fotografiază marea, trebuie să mă previi. Da. Dar de ce îmi faci asta? Păi ca să pot să fac o serie, trebuie să fotografieze marea la fiecare 30 de minute. Și în rucsac ce ai? Pâine. Brânză. Roșii. Roșii. Fructe. Treabă dacă ți-e foame. Da, așa. Marile Marie, nu flămânzesc niciodată. Niciodată. Dar eram sigură. Ai uitat sarea. Da? Uite, vrei să-ți dau o roșie? Da. Da, ai ți-am zis, ai uitat sarea. Bine, poți să-ți dau voie să treci prin mare, să pun sarea dacă vrei. Treabă dacă am fugit de acasă. Da, am fugit. Am făcut prostia să părăsesc un loc de unde nu ar fi trebuit să plec niciodată. Am făcut prostia să ies din mare. Nu mai ieși altă dată din mare. Bineînțeles că nu. Ca asta să liniștiți, că eu la noapte mă întorc acolo unde locuiesc eu de fapt în mare. Mare e mare. Când am plinut? Ceva timp în urmă, pe vremea să locuiam în mare. Îți mai amintești prima noastră noapte de dragoste? Mă
sunt Virgina. Chiar nu știai că sunt Virgina? Să știm că te cred. Sau poate că nu te cred. Bună ziua! Mă uitam spre stâncile acelea pentru că am văzut o fată care aduna gastropode. Și mi-e frică să nu fie surprinsă de flux, pentru că marea a început să urce. E o ființă bizară fata asta, cred că a fugit de acasă, nu? Acum jumătate de oră am vrut să-mi arunce aparatul de fotografiat în mare. Nu știu de ce, dar nu mă lasă să fotografiez marea în prezența ei. Spune că toată faleza asta e aparține, într-un colț la altul. De unde veniți? Dinspre plajă? Ați întâlnit-o cumva pe partea cealaltă a plajei? Nu? Gerard, dar ce-i cu tine? Da, cred că a adunat o mulțime de gastropode până acum. Din când în când mai revine din mare și-mi lasă un coș plin cu fructe. Ia uitați-vă aici, crabi, moluște, scarabei, tripofide, scapopode. Aș fi putut să o fotografiez. Dar n-am făcut-o. N-am făcut-o probabil pentru că eu sunt specializat pe fotografie marină. Toate colțurile lumii eu le-am fotografiat. Atlanticul l-am făcut de jur împrejur. Știați că forța mareilor depinde foarte mult de forma golfurilor și estuarelor? Ați auzit vreodată de golful fundii din Canada? Apa care se retrage din acel golf e suma tuturor fluviilor care se varsă în mări și oceane. Dinspre sat veniți? Gerard, dar sunt eu, nu mă recunoști? Eu sunt Marile Mare. Doamna, eu. S-a întâmplat ceva bizar, am intrat în mare să mă scald în timp ce apele începeau să crească. Și am îmbătrânit brusc. Și acum tot ce am trăit noi doi împreună și toată viața noastră se află în urma mea. Da, acest golf fundi e magic. Există un punct pe marginea acelui golf, se numește Burn Cod Head, unde distanța dintre flux și reflux este de 16 metri. Vă dați seama? 16 metri. Vreți să vă arăt niște fotografii? Gerard, cu tine vorbesc. Marile Marie mi-a inversat plus sensul de curgere a vieții. Și-am îmbătrânit de atâta tot. Ce? Doamnă, îmi cer scuze, dar eu nu vă cunosc. De când au început Marile Maree, toată lumea din satul ăsta a nebunit. Toată lumea rătăcește pe țărmuri, așteptând să vadă până unde se vor ridica apele mării. Ia uitați-vă aici, cum stau ei în șir indian. Pe cărăruia asta, săpată de fapt de vameș. E o potecă abruptă, dacă stai bine să te gândești. Pentru că unor coboară atât de adunc de ajunge la nivelul mării, ca apoi să se ridice și să-ți ia sufletul. În mod ciudat, turiștii hipnotizați de Marile Mare, coboară atât de adânc de nu mai revin la suprafață. Am văzut eu oameni care nu au mai revenit la suprafață. Dar noi doi am trăit 50 de ani împreună. 50! Doamne, îmi cer scuze. Dar eu cred că v-ați aventurat mult prea departe. Pentru o femeie de vârsta dumneavoastră. Vreți să vă conduc înapoi în sat? Nu mă crede, am îmbătrânit brusc și nu mă crede. Întotdeauna când îmbătrânim brusc lângă cei pe care iubim, nu suntem crescuți. Poate oamenii de lângă noi nici măcar nu-și dau seama, e așa ca și m-am îmbătrânit degeaba. Uite, Gerard, de exemplu, nu-și mai amintește decât ziua în care ne-am întâlnit. Atâta tot. Foame? Am niște brânză și roșii. Dar am uitat sarea. Noi doi am trăit 50 de ani împreună. Sunt soția ta, doar că
Viitorul mi-a pivotat brusc din cauza marilor mărei și am îmbătrânit, atâta tot. Am îmbătrânit. Și n-am nimic să-ți dovedesc asta, doar faptul că sunt bătrână. Și că tot ce a mai rămas din tine, și anume cenușa ta, se află acum într-o cutiuță de biscuiți irlandezi. Bine, pot să spun și ce ți-am spus în dimineața asta, când am venit aici și ne-am întâlnit pentru prima oară. Văd că aveți câte un aparat de fotografiat pentru fiecare obiect pe care vreți să-l fotografiați. Nu mă spărați, domnule, vreți să mă ajutați și pe mine să vă arunc cenușa în mare, vă rog? E foarte mult vânt și nu pot singură. Și trebuie să fac asta, pentru că asta mi-aș cerut dumneavoastră în ziua în care ați murit. Să vă arunc cenușa în mare într-o zi când vin marile mare. Minerna noiembrie zilele se impregnează aici de un fel de erotism obosit. Dar mie îmi place senzația asta că nu mai e nimic de făcut. Senzația că natura nu mai e avidă de orgasm. Pur și simplu stă și aspiră la un moment de timp. Pentru a putea rumega un arme cu snou al neîmplinit. Bună ziua! După cum puteți vedea, sezonul gal s-a încheiat. Mai ales rece și pesec te bagă la un lucru și prima fântă. Pe plajă avea dacă mai poți să lini și o lăcută. Mai fi tânărul ăsta de aici nebun după săr. Sau domnișoara care își plimbă cățelul. Acum când ești la plimbare, trebuie să ai întotdeauna ce să nu țiți umbrela. Eu personal detest umbrelele. În mod sistematic, de câte ori îmi deschid umbrela, se pornește din tenii un vânt care mi-o întoarce pe toți. Și-am observat de altfel un lucru foarte ciudat la această rasă de ție care sunt oameni. Nu te place să schimbă umbrela. Nu mai des își cumpără pantofi, noi decât umbrele noi. S-au dat o breche de pantofi, acum mă schimbă. Dar în privința umbrelor stricate, o altă atitudine. Nu prea le vine să se separe de ea și continuă să o poarte după ei. Dar nimeni nu se întreabă de ce. Cafea, vă rog. Eu sunt singură de 3 zile. De 3 zile nu mai intră nimeni în această cafenea. Și toate astea cafeneaua e deschisă tot timpul. Crezi că o să nebunesc. Dar până de nori e atât de jos. Vreți să o povestesc cum fac divers? S-ar părea că o femeie de 32 de ani care se afla într-o stare de comă profundă de mai bine de 2 ani s-a trezit la viață pe unui cutremur de pământ. Câteodată am și eu impresia că mă aflu într-o stare de comă. Poate că noi toți, de fapt, suntem într-o stare de comă. Sigur că ne mișcăm, ne vorbim, mâncăm și bem, ne prefacem că înțelegem în mulțime de lucruri, dar poate că nu suntem decât într-o stare de comă. Și în consecință suntem cu toții în așteptarea unui cutremur de pământ salvator. Eu așa cred că seismul teluric ne va salva. Cine știe ce vom vedea oare când va veni momentul acela? Adevărul este că sunt profund dezgustată și să nu mă întrebați cum am ajuns în această stare de vescus, vă rog frumos. Mi-am amintesc că anul trecut când ați venit aici tot prin noiembrie, mi-aș cerut o cafea. Și de aceea am permis să vă întreb, anul acesta cafeaua să fie tot lungă? Lungă, da. Sper că observați cum suntem cu toții pe cale să ne pierdem memoria, nu? Locuim într-o gaură din care s-a scurs memoria, precum crabii aceia care sunt prinși al vărurile stâncilor, cu vinere frumos.